din cerul de o pasăre Dumnezeu, îndrăznesc să vă fac și o mărturisire în clasa a 9-a, a 10-a, un profesor, eram la cercul de teatru, și un profesor mi-a dat, a fost coleg de poema anilor respectiv, cu Daniel Turcea, cu poetul, și mi-a dat, m-am sărit volumul acela, Cartea Românească, din a următat timpul, i-a zis să ții cu mare sfințenie că nu am altul, mâine mi-l aduci. Și toată noaptea asta și-a copiat cerul de o pasăre lui Dumnezeu, asemenea sfințit degetele ezită, erau haicuri, pentru mine așa la vremea aia, eram, căutam și m-a copleșit poezia, chiar dacă nu înțelegeam mare lucru, dar ceva inimii mele îi vorbea. Și l-am copiat, copiam și alte poezii, aveam caiete grece, agende, pe vremea mea erau și cum făceam tot o agendă, ce poezie îmi plăcea, o scriam. Și aș fi adus acest volum, dar, din fericire, fac și eu, cum mă învață frații mei, să încep să dăruiesc de ce mi se leagă inima. Și lucruri de care chiar nu prea poți să le dai. Și atunci fac exercițiul ăsta și l-am dăruit. Este într-o mănăstire la Buseni, așa că spre bucuria celor care, da, clasa a 9-a am copiat și mare bucurie, într-adevăr, cerul meu pasă de Dumnezeu. Au rămas în inima mea de atunci. Așa că, nu întâmplător, Părintele Colbea ne-a chemat chiar pe noi aici. Mărturisire. Mi-e bine. E liniște azi în inima mea. În suflet, canadiere aștept să-mi spun răul ascuns. Dar bucuria că-l spun copleșește spre iertare, spre îndumnezeire. Îmi mărturisesc ticăloșia fără seamă. Iată, Doamne, greșit-o. Ajută-mă. Ajută-mă să zdrobesc răul din mine, ca să izbucnească din adâncul făpturii, din grăuntele tău de muștar, iubire. Puritate. Cămara unde mirele s-a înveșmântat în trupul țesut de prea curata trăire, o puritate. Iată un om, o fecioară, cum trăia neștiută. Nimeni nu putea crede, nu putea visa, nu putea dori ca un om înaintea căruia îngerii se smeresc, îl va naște pe Dumnezeu. Brațele tale l-au legănat, ochii tăi lăcrimați de iubire și teamă, i-au văzut fața de prunc, i-au cuprins, necuprinsa în lumină. O puritate, numai tu poți întrece pe îngeri, numai tu puteai sta în mijlocul unui asemenea foc, ca în mireasmă și în rouă, o nevinovăție. Numai tu,